E, domnule, după părerea mea, toți groparii profesioniști se află pe o pistă falsă. Există o mare eroare în gândirea lor. Ei se cred nemuritori. Tot îngropând pe alții, ei nu-și imaginează că va veni o zi când vor fi și ei îngropați, că ceea ce li se întâmplă altora, li se va întâmpla și lor. Nenorociții de gropari habar n-au că cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. Păi de ce crezi că eu îmi sap personal groapa? Ca să nu cad în ea. M-am gândit să-mi sap singur această groapă din același motiv, dar fără să fiu conștient, adică din instinct. Auzisem de acest proverb încă din copilărie, dar niciodată nu l-am luat în serios. Auzisem mai multe proverbe, le foloseam chiar în vorbirea mea curentă, dar eu îmi imaginam că proverbul e proverb și că viața mea e viața mea. Aproape că nici nu-mi pasă de ele, așa cum nu-ți pasă dumitale de legea crimei atâta vreme cât n-ai de gând să faci o crimă. Dar ce crezi, domnule, că mi se întâmplă într-o zi? Mă trimite nevastă mea la piață ca să cumpăr niște ouă. În timp ce cumpăram ouăle de la o babă, fur un ou. Din neatenție, din automatism, din viciu sau din prostie, nu știu, cert este că l-am furat. Cum ajung acasă, îmi dau seama de ce am făcut și simt brusc că mă apucă o emoție, o spaimă de-mi tremura buza ca frunza în vânt. Nevastă mea îmi spune a doua zi: nenorocitule, ai dat de dracu, du-te repede și fură un bou, acum nu mai ai încotro, musai să-l furi azi că intri în belea. De ce? Întreb. Păi tu nu știi proverbul? Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Mi-am dat seama că așa era, trebuia să fur un bou. Dar de unde boi în oraș? Plec la țară, mă opresc într-un sat, intru în prima ogradă în care văd un bou rumegând și încerc să-l fur, deși știam sigur că voi fi prins și deșelat în bătăi. Exact așa s-a și întâmplat. M-au prins țăranii, m-au bătut zdravăn, adică în acel stil groaznic în care bat ei de obicei hoții de boi sau de cai, iar eu am tăcut din gură. N-aveam cum să explic unor țărani că fapta mea nu e aceeași a unui hoț oarecare, ci consecința unui proverb, o urmare a faptului că noi, intelectualii, resimțim unele obsesii mult mai acut decât ei. În sfârșit, sunt dat pe mâna justiției, dar când ajung la tribunal, îmi sare țandăra și fac un scandal monstru. Vreți să mă condamnați pentru un ou? Da, de acord, dar pentru bou de ce? Eu am făcut proverbul care m-a obligat să fur animalul? Eu? Judecătorii au înghițit gălușca. M-au pedepsit numai pentru ou. Pentru bou nu mi-am făcut nimic. Acum, sincer să fiu, spune și dumneata, ce vină aveam eu că proverbul îl obligă în mod absurd și arbitrar pe cel care fură un ou să fure și un bou? Atunci să ducem lucrurile și mai departe și să spunem așa: cine fură azi o meșă, mâine va fura o creșă. Cine fură azi un breloc, mâine va fura un bloc. Sau cine fură azi o andivă, mâine va fura o locomotivă. Pentru ca toți micii pungași să fie obligați să devină gangster la drumul mare și să-și facă cu toții de cap la adăpostul proverbelor. Domnule, vreau să te întreb, proverbele astea n-au și ele o logică, o limită, nu le controlează nimeni? E, din păcate, domnule, ăsta e adevărul. Suntem robii proverbelor. Toată
toată viața nu facem decât să îndeplinim ceea ce spun proverbele, pentru că asta trăim. Nu poți să faci un pas fără să te lovești de un proverb care te pune la punct vârându-ți groaza în suflet. Ca să nu mai vorbim că tot proverbele dau mână liberă secăturilor, descreeraților și perversilor să-și facă de cap. Uite, cineva, de pildă, om serios, farmacist în vârstă de 43 de ani, s-a căsătorit cu o capră. Cu o capră? Toată lumea s-a scandalizat și unii l-au luat chiar de guler. De ce, domnule, cu o capră? De ce tocmai cu o capră? Farmacistul, bineînțeles, putea să aducă tot felul de argumente. Că o capră e mai comodă și mai nepretențioasă, că nu trebuie îmbrăcată, parfumată și rujată, că produce lapte, că e erbivoră, etc. Farmacistul, de-al dracului, nu le-a adus încă niciun argument. Le-a închis gura pur și simplu cu un proverb. Nu-i frumos ce-ți place ție, e frumos ce-mi place mie. Nici estetica ca știință nu putea să-l combată, pentru că orice poate fi explicat pe această lume în afară de plăcere. Sau vine unul într-o seară și îți dă cu o scândură în cap. Îl întrebe omenește de ce a făcut chestia respectivă, iar el îți poate răspunde rânjind bestial, fără pic de jenă, cu următorul proverb. Decât să plângă mama, mai bine să plângă măta.